cunoașteți povestea omului care a vrut să cânte în orchestra regelui. I-au plăcut atât de mult cântările din fanfara regelui, orchestra în care cântau oamenii era deosebit de importantă, era aplaudată, costumația celor din orchestră era deosebită. Și omul a spus, mi-ar plăcea să fiu unul dintre ei. S-a întâlnit cu un prieten al lui care făcea parte din orchestra regelui și i-a spus dorința lui. Însă prietenul l-a întrebat, știi să cânti la vreun instrument? Nu știu, dar are vreo importanță? Îmi voi cumpăra un fluieraș și voi fi în orchestra alături de ceilalți care fluieră și voi mima, în timp ce ceilalți vor cânta. Prietenul le-ar fi spus că ar putea să nu funcționeze, dar el l-a asigurat. Și după un timp a rămas un post vacant în orchestra regelui și cel care a ocupat postul a fost prietenul celui care era deja în orchestră. Era așa de frumos. Și-a cumpărat un fluieraș, a primit costumul pentru a cânta în orchestră, a participat la repetiții și împreună cu ceilalți dădea concerte și era aplaudat de către rege și de către suita lui. Era așa de încântat regele pentru orchestra pe care o auzea mereu. Însă într-o zi regele își dorește să asculte pe fiecare instrumentist în parte și a anunțat că dorește ca fiecare din instrumentiști să știe că poate să fie primit în audiență pentru un timp cu instrumentul său să-i cânte regele. Toți ceilalți erau emoționați de fericire. Unul singur din orchestra regelui s-a îngălbenit și a simțit că se prăbușește. În fața regelui nu mai putea să mimeze. În fața regelui se dovedea clar că el nu știe să cânte la instrument, că era un fals. Era un instrumentist fals. S-a bucurat de privilegii, s-a bucurat de aplauze, s-a bucurat de costum, s-a bucurat de nume, dar el nu a fost niciodată ceea ce poza că este. Lucrul acesta seamănă foarte mult cu mulți creștini, creștini falși, care se dau evlavioși, creștini care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, care n-au nicio iubire pentru Iisus Hristos, care neagă existența ascultării de Dumnezeu, dar se bat în piept că sunt creștini până când se vor întâlni față în față cu cel pe care cred ei că îl slujesc. Privilegiile asigurate pentru aparența conformității sunt doar temporare.